Bună seara, dragi prieteni! Suntem la Vreau să știu educație financiară și în această seară mi-am propus să ating subiectul numit leasing și să constatăm împreună dacă este ușor sau greu atunci când accesezi un bun în leasing. Și pentru aceasta l-am invitat în această seară alături de mine pe Vlad Vitcu. Bine ai venit, Vlad! Mulțumesc, bine te-am găsit. Înainte să intrăm și să demarăm discuția noastră despre leasing, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și Transport Trade Services. Vlad, ești directorul general al BCR Leasing, deci experiență în leasing foarte largă, ca să spun așa, și în domeniul financiar. Hai să luăm un pic începutul și să te întreb cum de-ai ales domeniul financiar venind din zona Fălticeni și alegând Facultatea de Finanțe de la Iași. Cum de ai ales acest drum? Încă o dată, bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă onorează invitația ta. Ce pot să spun? Ca orice tânăr, absolvent de colegiu din Fălticeni, colegiul Nicu Gane, trebuia să-mi aleg și eu un drum în viață. Inițial, până la un moment dat, eram pregătit să urmez facultatea de matematică și am făcut așa, dacă mi-aduc bine aminte, la începutul clasei a 12-a, m-am mutat spre zona asta și am zis că e mai bine să mă duc în zona de finanțe bănci. Sora mea, care e mai mare ca mine, fiind absolventă de matematică, și ea spunându-mi că la matematică trebuie să înveți tot timpul, să muncești și fiind și profesor universitar, am zis că să îmbrățișez o carieră în zona asta, în condițiile în care vremurile se schimbau. Da? Discutăm de anii 1994 și atunci, la modă, să zic așa, erau facultatea de medicină sau universitatea de medicină, drept și științe economice, da. Și, mă rog, tu ești obișnuit aici în București cu ASEU, noi, cei care eram în Moldova, mergeam la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza era facultatea de economie și administrare a afacerilor. Practic, astea trei domenii, medicină, drept, științe economice, erau top la acel moment și era cea mai mare concurență pentru cei care doreau să urmeze cursurile respectivelor domenii. Ai terminat cu brio și ai ales calea bancară, ca să spun așa. De ce calea bancară? A fost o oportunitate la acel moment, era un program pe care îl derula Banca Comercială Română la acele vremuri, care doreau să crească tineri studenți sau tineri absolvenți pentru eventual a urma o carieră în Banca Comercială Română. Am fost la momentul respectiv într-un proces de selecție și țin minte că am semnat un contract pe perioadă determinată de un an de zile pentru a lucra în cadrul sucursalei Băncii Comerciale Române. Perioada în care pot să zic că a fost una din cele mai frumoase din punct de vedere profesional. Am plecat de la ghișeu, pur și simplu eram ghișeul sucursalei din Iași. Administram contul de carduri la acele vremuri, era perioada de pionierat în carduri și ulterior am evoluat profesional, iar înainte de a veni în leasing am plecat de pe poziția de director regional corporate. Și ai ales leasing-ul. Cum de... Bine, a venit această oportunitate... A fost un proces de selecție, eu m-am bucurat și am fost onorat că am fost invitat la acest proces de selecție intern.
și am dat curs acestei provocări. Uh-huh. Așa că nu știu dacă eu am ales leasingul sau leasingul m-a ales pe mine. A fost un win-win, să zic așa. Dar a fost la acele 2019 o provocare puternică pentru mine. Dar pe de altă parte, dacă este să mă uit în urmă, a fost o perioadă din care am învățat foarte mult și o perioadă bună și pentru companie, dacă mă uit pe cifre. Hai să încercăm să le povestim celor care se uită la noi și care ne ascultă cum e cu leasing-ul. Să spunem de la bun început că el are o lege și că leasing-ul în principal e de două categorii, leasing-ul financiar și leasing-ul operațional, dar că leasing-ul financiar poate fi făcut doar de către o instituție financiară nebancară, adică un IFN. Hai să încercăm să povestim un pic care sunt diferențele între ele și să atingem așa în linii mari ce preferă oamenii, dacă preferă un tip de leasing. Voi ca IFN acum, de exemplu, voi n-aveți voie să faceți decât leasing financiar. Doar leasing financiar și credit. Și credit, da. Ca IFN. Da. Leasing operațional poate să-l facă orice societate din România, nefiind subiectul unei autorizări prealabile de la BNR. De exemplu, voi fiind IFN, trebuie să aveți o licență de la BNR. Hai să povestim așa de ambele tipuri de leasing sau nu știu cum vrei să abordăm întâi cei mai la modă pentru ce cumpără românii mai mult sau... O să încep cu câteva considerații, dacă îmi permiți, despre piața de leasing. Nu prea există, să zicem, surse oficiale referitor la dimensiunea ei sau apetența pentru un anumit tip de leasing operațional în speță sau financiar. Da, nu prea există cifre, însă avem propriile analize și pot spune că, în general, pe piața de leasing, dacă ne uităm la clienți, aceștia sunt în marea lor majoritate persoane juridice. Da? Persoanele fizice probabil preferă alte tipuri de finanțare. Probabil creditul. Dar persoanele juridice reprezintă un segment dinamic, foarte dinamic al pieței de adică de 95% persoane juridice, firme sau dacă, așa orientativ. Dacă mă uit la expuneri de BCR Leasing, da, între clientelă, peste 97% în cazul BCR Leasing sunt companii. Da? De diferite dimensiuni. Da, companii. Uh-huh. Din cauza TVA-ului sau din cauza cheltuielilor, că e cheltuială pentru firmă? Adică care ar fi motivul pentru care... Da, asta e unul, considerentul fiscal este unul dintre atracțiile acestui produs de leasing financiar. Probabil ușurința cu care se obține, probabil mai ales când vorbim de auto, există o interconectivitate puternică între dealerii de auto și companiile de leasing. Există mai multe motive. Dar e o piață în care principalul segment de clientelă sunt cu siguranță companiile, firmele. Da. Referitor la leasing financiar, leasing operațional, sunt două soluții diferite și depinde de ce își dorește clientul. Dacă îți dorești ca la un moment dat să devii proprietarul bunului pe care îl utilizezi și te gândești la o soluție de finanțare, strict de finanțare, eventual cu asigurare inclusă, atunci clar vorbim de leasing financiar. Dacă te gândești la o soluție mai comodă, care presupune un pachet de servicii, iar o componentă din acel pachet reprezintă și finanțare, și dorești să nu ai grija
să nu ai nicio grijă. Atunci, exact, ca când schimbi anvelope, când ai, eu știu, ITP-uri de făcut, atunci e bine să te gândești. E bine să te gândești la o soluție de operațional. După cum, dacă ai o flotă și dorești să fie administrată de profesioniști, este bine să te gândești la o soluție de acest gen. Da, sunt soluții complementare, depinde mult de ceea ce își dorește clientul. Deci să o luăm așa, dacă aș vrea să, deci apelez la leasing pentru că n-am toți banii să-mi cumpăr mașina cash, dau exemplu simplu, da? Și atunci apelez la leasing. Dacă vreau să devin proprietarul mașinii care îmi place, da? Nu dăm nume de mașini, că nu e cazul. Dacă vreau să devin proprietarul mașinii, e clar că singura soluție este aceea de a avea un leasing financiar, pentru că la finalul contractului de leasing, mașina rămâne a mea. Da. Chiar dacă proprietatea mașinii este a firmei de leasing. Exact. În schimb, dacă vreau mașina doar să o folosesc un an, doi ani și la final să nu mai fie a mea, și aici ai zis bine, fără să mai am nicio grijă, soluția este leasing operațional, dar încă o dată trebuie să apelăm la UNIFN, pentru că nu mai au voie. Da. La începuturile leasingului știu că am lucrat și eu în primii ani în leasing, toate se făceau la un loc și puteau fi făcute să alegi. De aici mai știu că mai era o discuție, nu știu dacă mai e acum, la societățile de leasing care fac leasing operațional. Practic era o chirie. Și dacă eu eram utilizatorul, la final mi-o transfera mie firma de leasing, dar de fapt nu mi-o transfera mie, o transfera unei rude sau persoane pe care o indicam eu. Deci se masca cumva acest transfer de proprietate, nu către utilizator, ca să nu fie catalogat. Nu știu cum era atunci. Tu știi mai multe despre originile pieței de leasing din România. Nu prea știu. Așa era atunci, deci acum 20 de ani. Nu, acum lucrurile sunt acum ceva sunt diferit. Mai diferite. Deci componenta ai zis și la leasing operațional, altă componentă este cea legată de finanțare, de fapt la ambele tipuri de leasing. Da. De ce apelezi? Pentru că nu ai toți banii să-ți cumperi bunul direct. În cazul depinde, poți să apelezi la leasing financiar și să ai toți banii, dar preferi să-ți parte din disponibilitățile pe care parte din le blochezi. Exact. Da, sau în cazul leasingului operațional, poate ești interesat de a utiliza un bun în speță un autoturism, că el e activul cel mai care face obiectul contractului de leasing operațional în principiu și nu vrei să ai niciun stres, nicio grijă, atunci e și asta o variantă bună. Asta nu înseamnă că poate tu nu ai disponibilități sau să știi că am cunoscut oameni care la fel au avut leasing și au zis mulțumesc, mi-a plăcut mașina, 3 ani am folosit-o, leasing operațional, nu financiar. Există acum soluții, poate nu sunt foarte cunoscute la noi în țară, în care utilizezi o marcă de mașină nouă pe o perioadă determinat, apare noul model, te duci în cealaltă noul model. Dai înapoi și schimbă. Da, schimbă mașina. Așa, da, există, există multe. Fiecare după posibilități, ca să zicem așa. Important pentru clienți și pentru piață este că sunt soluții. Da, sunt soluții și asta este foarte, foarte bine. Da. Bun, am atins câteva elemente financiar operațional. Hai să ne întoarcem la financiar, care e mult mai uzitat și care e un leasing adevărat. Cel de operațional se numește și chirie, ca să zicem așa. Exact. Acum, hai să ne întoarcem la leasingul financiar, care înseamnă că, și să povestim așa un pic, să intrăm în meandrele leasingului. Deci și vorbim de mașini în primul rând, după aia o să te las pe tine să extinzi un pic, că înțeleg că finanțați foarte mult și echipamente și o să vreau să-mi povestești un pic despre ele. Mașina, mă duc, îmi place, mă duc în
hai să zic, în Târgu Vitan și îmi place o mașină, discutăm de un second hand, deocamdată. Okay. Și îmi dau seama că n-am toți banii și sun. Bună ziua, Vlad, mi-a plăcut o mașină, costă 16.000 de euro, n-am decât 3.500 de euro avans. Okay. Și așa, ce fac? Persoană juridică, hai să zic persoană juridică. Okay, finanțați, în primul rând, finanțați și second hand? Da, finanțăm și second hand. Bun, deci înseamnă că am sunat bine. Da, finanțăm și second hand-uri. Desigur, există niște restricții pentru ele în funcție de vechimea lor, de numărul de kilometri parcurși. Ideea noastră și pentru noi în BCR Leasing este totuși că vorbim de educație, nu? Uh-huh, și de educație financiară. Nu vrem să încurajăm finanțarea unor active care poate se apropie foarte mult de durata lor normată de viață sau poate sunt ieșite din ea. Și atunci avem nevoie de o evaluare acelui acelei mașini și ulterior discutăm și vedem cum ansamblăm și ce structură facem în funcție și de ce îți dorești tu, cât dorești să... Eu îmi zic, eu te sun și zic că îmi place foarte mult mașina asta, hai să zic că îi place soției, ca să fie mai simplu, și trebuie ca să am o căsnicie fericită, trebuie să iau acea mașină. Okay. Și ai zis așa, deci dacă are mai mulți kilometri sau se apropie de durata ei de viață... Durata normată de viață, da. Adică, practic, finanțarea nu poate depăși durata normată de viață a unui activ. Da? Aha, ok. Da, pentru că el este... trebuie să mai facă ceva la final, nu? Ea trebuie să aibă o valoare, adică să nu fie... Exact. Și să fie utilizabil. Exact. Cine o evaluează de la voi? Adică cum e o evaluare? Sunt companii de evaluare, parteneri noștri și care ei prestează serviciul numele BCR. Deci, practic, vine și zice, ok, mașina face 16.000 de euro, cum am zis, da? Da. Bun, face 16.000 de euro mașina, eu zic, ok, eu am avans 3.500 în exemplu meu și vin la voi și fac un contract, da? Trebuie să fac un contract, dar voi cereți acte. Da. Acte ca să dovedesc că am capacitatea să plătesc rata. Exact. Da? Da. Acte normale, adică bilanț, balanțe, acte de societate și așa mai, ca persoană juridică. Ca persoană fizică, dacă vreau ca persoană fizică, deci m-aș încadra în cei 20% din clienții voștri. Da. În afară de salariu, de dovada că sunt salariat sau am niște venituri vizibile la vedere, practic nu cred că mai cereți altceva, nu? Nu. Nu. Bun. Și nici alea nu cerem, pentru că interogăm singuri baze de date. Aveți acces la baze ca băncile. Dacă ne dai tu acordul. Deci dacă eu vă dau acordul, normal că vă dau acordul, că vreau să-mi finanțați mașina să plec cu ea. Da. Ok, deci eu vă dau acordul și voi vedeți exact ce venituri am. Da. Bun. Și acum vine o parte importantă. Mașina e 16.500, dacă am ținut 16.000, hai să zicem 16.000 să fie așa, eu am 3.500 avans, rămân niște bani. Bun, voi finanțați doar diferența, da? Da. Pe o durată. Da. Durata aceasta poate fi, din câte știu eu, la leasing financiar minim un an. Da. Nu există contract de leasing financiar mai mic de un an. Da. Și durata maximă? În general mergem pe maxim 5 ani. Maxim 5 ani. Da. Era odată în lege 7 ani, era maximul leasing, dar nu știu dacă mai e. Noi, atenție aici, că mașina e second hand, dacă ea mai are 3 ani până la durata normată de... Maxim 3 ani. Da. Bun. Da, deci corelăm durata de viață a activului cu perioada de finanțare. Nu putem ieși din durata de viață a acelui activ cu perioada noastră de finanțare. Da. Bun. Da. Deci avansul e 3.500. Iar pentru auto noi mergem pe 60 de luni. În 60 de luni, asta e regula, ca să zic așa. Ok, nu suntem de abateri, că asta e de la Nu, asta așa considerăm noi că e. Bun, deci să zic că mâncă mașina se află în așa, rata, ca să iasă mai mică rata, trebuie să fie pe durată mai lungă, deci 5 ani. Da. Asta este. Rămâne o valoare reziduală. Discutăm la finalul contractului de posibilitatea de a plăti o valoare reziduală sau nu. Și aici te rog să mă ajuți un pic dacă e obligatorie această valoare sau
Zic. Nu, în principiu e oarecum și definiția contractului de leasing financiar, da? Bunul intră în proprietatea utilizatorului după achitarea valorii reziduale. Uh-huh. Discuția este cum stabilim acea valoare reziduală. Da? Noi mergem pe un catalog, da, în care ne uităm și avem valorile reziduale recomandate pentru anumite bunuri. Dar ce facem și e un podcast care promovează educația financiară. Da? Noi includem valoarea reziduală în ratele lunare, astfel încât la finalul perioadei de finanțare clientul nostru să nu aibă o presiune mare pentru a achita acea valoare reziduală. Pur și simplu preferăm să mergem pe durata contractului de finanțare cu valoarea reziduală împărțită în ratele lunare. Aha. Astfel încât asigurăm o predictibilitate mai bună pentru client și ținem departe riscul de a fi într-o jenă financiară la momentul în care... Tu ești elegant acum, dar în realitate riscul, ții deoparte riscul de a nu plăti la final acea valoare care poate fi... Da. O să dau un exemplu pe care l-am văzut în urmă cu mai mulți ani, mi l-am adus aminte discutând noi zilele trecute. Era pe la gare un afiș mare, mașina asta în leasing e 100 de euro pe lună. Și stăteam, mă gândeam, zic, mă, stai că e ceva neregul. Dacă te uitai mai atent la panou acela publicitar, jos de tot scria avans 50% și valoarea reziduală 20%. Deci astea erau condiții. Și atunci, sigur, contractul de leasing era pe 5 ani sau 7, nu mai știu cât. Și zici, stai așa, deci dai 100 de euro, dar trebuie să plătești jumate din mașină în avans. Plătești, practic, 30% din valoare pe 5 ani sau 7 ani, nici nu mai conta. Și la final noi plăteai încă 20% valoare reziduală. Practic, era o invitație la neatenție, ca să spun așa, pentru că, practic, tu trebuia să scoți mulți bani din buzunar dintr-o dată și doar cu mirajul unei rate la o mașină scumpă de 100 de euro pe lună era așa. N-am mai văzut reclame, sincer, de foarte mulți ani. N-am mai văzut, nu știu cum. No, vedeți, piața evoluează și se maturizează. Personal, discut cu colegii mei din echipa noastră de marketing și promovare a soluțiilor noastre, având în vedere că discutăm de soluții de finanțare, de bani, e bine să fim echilibrați și să fim transparenți, foarte transparenți, chiar și în campaniile de marketing pe care le facem sau mai ales în ele, consider că avem un câștig pe termen lung, nu suntem interesați de o zonă din asta speculativă, domne, într-o lună de zile, hai să plasăm și să facem lucruri. Nu, sunt departe de zona asta, nu-mi plac genul ăsta de abordări. Le spun foarte clar colegilor, ceea ce este în interior și ceea ce gândim și facem aici, este bine să proiectăm și în exterior. Iar în exterior, noi este bine să avem imaginea unei companii profesioniste, de încredere, membră a grupului BCR, recunoscut pentru, să zicem, efortul mare pe care îl face în zona educației financiare. Bun. Recunosc că ai zis cuvântul magic încredere, adică practic și la leasing e un aspect foarte important încrederea, pentru că, surpriză, firma de leasing e proprietarul mașinii. Și eu mi-asum, de exemplu, în calitate de utilizator, mi-asum în schema noastră de care am zis pe 3 ani, pe 5 ani, nu știu, nu contează aici, de la caz la caz, fiecare își face bucătăria proprie cât își permite să plătească în leasing de la un an la 5 ani în cazul vostru, dar eu mi-asum că vă dau vouă niște bani lunar firmei de leasing, plătesc o rată lunară și la final voi îmi transferați mașina, îmi transferați proprietatea. Deci dacă eu n-aș avea încredere că chiar mi-o faceți, chiar îmi transferați proprietatea, aș avea o problemă. Pentru că pe talon, pe talon mai scrie numele firmei de leasing, proprietar? Scrie și numele firmei de leasing și a utilizatorului. Ok, deci eu trebuie să am încredere pentru că, surpriză, mai e una, cel puțin una. Dacă mă duc la ITP, da, trebuie să mă duc cu acordul vostru, nu?
Sau îmi dați o împuternicire sau... Sau mă duc cu cartea mașinii, nu cred. Vă duceți cu talonul mașinii, doar vă duceți cu cartea de identitate, vă duceți cu și cartea de identitate. Cartea de identitate, stai un pic, dar mai e cartea de identitate acum? Mai există. Dar pe vremuri cartea de identitate stătea la firma de leasing. Acum se mai reține sau, nu știu, așa era acum mulți ani când lucram eu, acum nu mai știu. Nu, se ține la proprietar. Se ține la proprietar, da. Și o dați la așa și trebuie să o aducă înapoi. Da. Bun. Deci ai zis de încredere foarte bine, da. Trebuie să existe o relație și foarte corect, ai zis. Da. Încredere importantă și am dat câteva exemple simple pentru ca și eu ca utilizator să am încredere să mă duc la o firmă de leasing, atenție, în care trebuie să aveți încredere, dragilor, pentru că mai e ceva. Dacă vrei să ieși din țară, îți trebuie o împuternicire. E adevărat, nu ți-o cere prea multă lume la vamă, dar dacă ți-o cere și n-ai acea împuternicire, surpriza e că nu poți ieși din țară. Cum e la voi cu împuternicirile? Sunt multe solicitări, mai ales în sezonul estival de a elibera astfel de împuterniciri. Cred că am gândit un proces foarte scurt. Aha. În sensul în care pe platforma noastră de self-service, e-care se numește, da? Un client poate aplica și se eliberează acea împuternicire în câteva minute. După cum se poate și prin colega noastră, îi spun eu, Lea, asistentul nostru virtual, dacă îi se adresează o solicitare în acest sens, la fel, îi se eliberează foarte rapid și într-un mod facil și elegant acea împuternicire. Ok, deci nu trebuie să stai să suni, să dai mail-uri la voi, se întâmplă. Poți să pleci într-o parcare și să... Și poți să faci asta. Înainte de asta este, mai întreb un lucru, mai țin minte din practică că dacă erai restant cu rata, nu-ți se elibera împuternicirea. Se întâmplă la fel? Că se mai întâmplă, se mai întârzi 3 zile, 5 zile și dacă fix atunci ai nevoie... Știi cum e, Horia? Mie tot timpul îmi place când vorbesc despre clienți și despre BCR leasing să mă uit la lucrurile bune. Bun. Da? Și vorbeam de maturizarea pieței de leasing, vorbeam de evoluția ei. Să știi că... dacă mă uit la procentul celor care întârzie, el a ajuns să fie unul insignifiant pentru noi. Foarte, foarte mic. De ce? Pentru că clientela evoluează și ea. Noi ne selectăm clienții. Clienții selectează finanțatorii. Da? Și atunci nu pot să zic că avem o problemă cu așa ceva. Da? Că se mai întâmplă, realitatea e că se mai întâmplă să nu plătești 3 zile. Asta e, se mai întâmplă, asta e viața reală. Sau... Toate situațiile astea pot fi ușor depășite dacă există o comunicare și o colaborare cu finanțatorul. Foarte ușor, pentru că ele apar, pot să apară o situație în care nu ai disponibilități pentru a plăti sau intervine ceva care a fost greu de prevăzut. Dar dacă dialoguezi cu o companie finanțatoare, fie că e bancă, fie că e companie de leasing, fie cu siguranță se găsesc tot timpul soluții. Asta trebuie să spun. Scuză-mă că te întrerup. Nu, asta cu a constrânge pe cineva că nu-ți dă în procura, dacă, în puternicirea, dacă nu o plătea, nu e un subiect pentru voi, nu vă interesează. Da, scopul e să se ducă contract la bun sfârșit și cu asta. Da. Bun. Deci, hai să ne întoarcem la contract. Deci, finanțați... Deci pot să merg la târgul de mașini și pot să iau o mașină și mi-ai explicat condițiile. Pot să mă duc să-mi iau o mașină nouă și mă duc la un dealer, nu dăm nume, un dealer și văd mașina cu respectivă și îmi place. Și îmi dau seama de sunt în aceeași poză, n-am toți bani, am doar o parte din bani și eu vreau un leasing. E mai ușor când... sunt la un dealer și vreau o mașină nouă, e mai ușoară relația dintre... E sărim acea etapă de evaluare.
a mașinii. Da? Okay. În rest, procesul e similar, însă se sare acea etapă de evaluare, pentru că e un activ nou, comercializat de un dealer autorizat și atunci știm sigur că prețul de vânzare este prețul corect, pentru că în cazul bunurilor second hand încercăm să protejăm clientul de speculă. Da? Și noi am avut situații în care, după evaluările noastre, poate un activ era mai ieftin second hand decât prețul cu care dorea să-l cumpere, păi atrăgeam atenția clientului, era opțiunea lui dacă continuă sau preferă să dea un preț mai mare, dar acea diferență dintre evaluare și prețul mai mare îl suporta clientul, desigur, dacă își dorea acest lucru și dacă cash flow-ul îi permite. A, deci chiar dacă voi ziceați așa, mașina e, nu face 16.000 de euro horia, face 14.500, da. Și eu zic, da, asta îi place soției mele, da. Voi ziceați, e foarte în regulă, numai că tu trebuie să pui diferența de 1.500 da. De euro, da. Nu o finanțăm, nu suntem da. În poza. Da. Ca și toate bune da. Și frumoase. A, e bine da. De știut. Da. Ca să mă întorc, ai zis și că selectați clienții. De, vă uitați să nu fie o firme, apropo de firme, vă uitați și de procesul de selecție, da? Că zicei că procentul celor care mai întârzi este foarte, foarte mic și insignifiant. Și atunci asta cred că vine și din faptul că voi vă selectați clienții. Adică dacă te uiți la o firmă că are incidente de plată, cu siguranță s-ar putea să vă puneți de mai multe ori problema. Desigur, da. Sau desigur, nu e un semnal bun pentru respectiva companie și să zicem, ne face să fim ceva mai prudenți în zonele astea. Ok, deci lucrurile s-au maturizat. Trebuie să-ți mărturisesc că la începutul leasingurilor, când am lucrat și eu la începutul anilor 2000, piața era complet la început, veneau multe firme, erau cereri așa de multe și bani în piață așa de... existau bani în piață și se dădeau multe, dar rata de default, ca să zic așa, era destul de mare. O să vreau să atingem și moment la final, când contractul nu se poate duce la bun sfârșit pentru că nu se plătește, ce se întâmplă. O să spun ce se întâmpla când mă ocupam chiar și eu de leasing la începutul anului 2000, dar cu siguranță lucrurile nu mai arată așa. Hai să ne întoarcem la câteva... Mie îmi place să vorbim despre lucruri frumoase. Despre lucruri frumoase, da. Acum și mie sunt de acord cu tine că de alea rele sunt suficiente, așa, de lucrurile bune și pozitive. Și e bine să ne uităm încotro și unde merg lucrurile și unde merge marea majoritate sau unde merge media, da? Am mai auzit și eu și mi-ai povestit și tu chiar înainte de a începe dialogul nostru în fața microfoanelor despre începutul pieței de leasing pe care am remarcat că o cunoșteai foarte bine. Nu pot să zic că mai sunt acele realități, da? Nu e, nu, chiar nu mai este vorba de așa ceva. Dacă ne uităm la profilul companiilor de leasing, da? Multe dintre ele și cele mai mari sunt subsidiare ale grupurilor financiar bancare puternice din România. Nu-și permit, da, să aibă o altfel de abordare decât o are grupul respectiv. Sunt toate grupurile au o anumită conduită în afaceri, respect acea conduită. Ne uităm, pentru că vorbeam de regulatorul pieței de leasing financiar. E Banca Națională a României, iarăși o instituție cu prestanță și cu o coerență în tot ceea ce face și un supraveghetor foarte bun și dur al pieței bancare și al pieței de leasing financiar. Și atunci, nu practic, ideea este de a proteja afacerea în sine. Dacă protejezi afacerea, implicit protejezi și clientela, pentru că clientela este cea care îți generează și te ține în viață și în piață. Da? Hai să ne întoarcem la un cuvânt absolut necesar în leasing, numit asigurare. În momentul în care voi, ca firmă de leasing, cumpărați bunul, voi deveniți proprietar, da?
mi-l dați mie în leasing, am semnat contractul, am stabilit cât e valoarea, cât e avansul, am stabilit pe câți ani, am stabilit care e valoarea reziduală, cum ai spus și tu, încercați să o împărțiți la numărul ratelor, să încât la finalul contractului să nu fie scoasă din buzunar o sumă suplimentară, dar voi faceți un lucru în mod obligatoriu, asigurarea casco. Dacă RCA e obligat de lege, voi faceți un lucru obligatoriu casco. Casco este o asigurare facultativă, dar în contractele de leasing este obligatorie. Hai să explicăm un pic și aici o să te întreb și o chestiune legată de durata asigurării. Puneți pe masă clienților să-și aleagă ei unde își fac RCA, unde își fac casco sau faceți voi dintr-o dată, cum funcționează? Nu, clientul poate să aleagă, da? Noi lucrăm cu un broker partener de al nostru, dar brokerul nostru de asigurări pune în fața clientului cel puțin 4 oferte a unor mari companii de asigurări din piață și clientul alege acolo unde își dorește, da? Pune în față ofertele lor, da? Ofertele lor. Și clientul este cel care decide unde își face. Deci și RCA și casco. Da, și RCA și casco și într-adevăr noi ținem mult la a avea casco pentru zona de auto. De ce? Pentru că ne protejăm în felul ăsta activele. Pe de altă parte, protejăm și clientul. Da? Protejăm și clientul. Astfel încât, în cazul unui eveniment nefericit, el să nu aibă de suportat costuri pe care nu le poate anticipa la momentul semnării. Deci casco este obligatoriu. Hai să te mai întreb, vine momentul, începe contractul, sunt asigurat RCA obligatoriu casco și după 6 luni reușesc din greșeală să-mi avariez mașina și trebuie să stea în service o lună. Ce se întâmplă cu rata mea de leasing în luna aceasta? Păi aici intervine pe de o parte dialogul de care spuneam între compania de finanțatoare și clientul respectiv, pe de altă parte intervine asigurator, da? Pentru a prelua sarcinile care îi reveneau. Deci clientul. Eu trebuie să duc mașina în service, înțeleg cu vinovatul sau cu păgubitul, cu nu contează, depinde din ce unghi. Firma de leasing trebuie să-mi dea o împuternicire ca să mă reprezint în fața asigurătorului, deci trebuie să vină o împuternicire de la firma de leasing pentru asta. Da, mai degrabă de la compania de asigurări, dar noi intermediem Deci se deschide dosarul de daună cu acordul proprietarului, cu firmei de leasing, mașina ajunge în service. Noi ca și companie suntem alături de clientul nostru și în eventualitatea unor astfel de evenimente nefericite. Și atunci acordăm un suport pe care și ne comportăm foarte diligent. Da? Pe de o parte ne interesează viitorul contractului a clientului, da? Pe de altă parte este și interesul nostru ca acel activ să-l reparăm. Da? Și intrăm într-un dialog cu compania de asigurare prin intermediul brokerului nostru și cele trei entități, acest triunghi, îi asigură suportul clientului respectiv. Poate că dacă își permite clientul, plătește rata în continuare, că nu o să stea cu mașina o lună în serviciu sau 3 luni, și așa o să stea, 10 zile cât o sta acolo. Și atunci rata cumva curge, dar dacă nu-ți permiți, că zici, stai un pic, eu făceam Bolt cu mașina în leasing. Atunci discuți cu finanțatorul și există variante de a amâna la plată. Dacă mi-am adus aminte de Bolt sau de Uber sau taxi, e asigurarea mai scumpă pentru acest gen de... E o întrebare pe care o vei adresa probabil și când vei avea ca invitat un reprezentant al unei companii de asigurări. În principiu, da.
pentru că este vorba de un alt regim de utilizare a respectivului activ, mașină în speță. Noi avem situații în care un client, de exemplu, cumpără un autoturism și după o anumită perioadă dorește să facă, eu știu, Uber sau Bolt sau taxi. Sau taxi. Comportă o aprobare din partea noastră, da? Ne uităm ca finanțator la asta și este obligatoriu să ne dăm un acord în sensul ăsta. După cum implicit, asiguratorul probabil că se uită altfel la acel asset, având un alt regim de utilizare mai intens. Bun. Hai să zic că vine momentul în care pe parcursul contractului de leasing vrei să schimbi mașina. Prima idee care îmi vine în minte, pentru că vorbeam cu o colegă de birou zile trecute, a preluat un leasing de la cineva și l-a și închis. Deci varianta e să cesiune de contract. Da? Da. Și eu vin la voi și vă zic, Vlad, uite, eu vreau să-mi iau altă mașină, mașina asta o să o dau unei alte persoane, deci o să fac o cesiune de leasing. Și acum vine întrebarea, aveți nevoie de condiții suplimentare? Trebuie să-l cunoașteți pe cel căruia îi dau mașina? Trebuie să-și depună un dosar, să fie aprobat? Da. Cum funcționează aici? Da, din punctul nostru de vedere, cesiunea unui contract de leasing comportă ca cam același drum cu aprobarea unui contract de leasing. Este firesc și am să-ți spun și de ce. Ce ar fi ca toți să contractăm un leasing la o companie de leasing și după jumătate de an, după un an jumătate, să ducem toți să spunem, domnule, stai că noi cesionăm contractele și asta, da? Dar toate companiile de leasing sunt deschise la astfel de solicitări. Le-aș împărți în două categorii, cesiune cu închidere în care îl cesionează și noul proprietar își închide contractul. Adică sau, plătește tot. Da, sau sunt situații în care cel care preia contractul de leasing dorește să-l ducă el, conform angajamentului inițial la bun sfârșit. În aceste situații ne uităm pe bonitatea celui care preia contractul. Este normal să se întâmple așa, pentru că altfel am putea interpreta că noi discutăm într-o primă fază cu altcineva decât cu utilizatorul real. Real, exact. Dar este un proces pe care încercăm să-l facem mai rapid, da, decât aprobarea în sine. Mi-am adus aminte de asigurare. Era o situație la începutul anilor 2000 leasing, îți spuneam, în momentul în care semnai contractul de leasing, aveai și asigurarea, era inclusă în rată. Sau se vedea, era ori separat, ori inclus. Doar că asigurarea, aveai un cost de asigurare de casco, de exemplu, că el era separat, care era pe durata de contract de leasing de 3 ani. Doar că, surpriză, îți spun iarăși din începuturile leasingului, mașina nu mai valora în anul 2 la fel. Adică în anul 1 face 16.000 de euro, valoarea reală în anul 2 scade, nu știu, la 14.000, în anul 3 la 12.000. Dau un exemplu empiric. Doar că rata era fixă, 600 de euro, dau exemplu, care includea rata, dobânda, asigurarea, RCA-ul de regulă era separat. Dar asigurarea era fixă. Numai că, și aici apăreau discuții la modul la care și nu prea se mai putea face mare lucru, că deja contractul era și finanțat la bancă și gajat și așa mai departe. Valoarea ratei era un beneficiu pentru firmele de leasing, că practic casco la 16.000 de euro, nu știu, 5% era rata la casco, era un preț și el se împărțea în fiecare rată, dar în anul 2 el nu mai era 5% din 16.000, era 5% din 14.000. Și aici unii utilizatori veneau și spuneau, domnule, stai un pic, avem o problemă. Voi, ca firmă de leasing, ați făcut o asigurare la 16.000, dar în anul 2 mașina nu mai e asigurată la 16.000, e asigurată la 14.000, că e normal, că casco se face o dată pe an. Nu știu cum mai funcționează acum, deși cred că acum totul e la vedere, atunci nu era la vedere. Deci azi îți alegi RCA și casco, tu îți alegi pe un an și în anul 2
îți alegi în continuare, nu? Și valoarea cascului... Nu, ne alegem de la început și noi practicăm, BCR Leasing practică poliță de asigurare multianuală. Da? Deci îți alegi de la început pe durata contractului de leasing. Okay. Și o ai reflectată separat în contract și e transparent și așa este fer să fie cu un client și este și predictibil. Da? Pentru că în schema pe care ai desenat-o tu, lucrurile pot fi interpretabile sau pot degenera ușor. De exemplu, în anul 3 sau în anul 4 ți se întâmplă un eveniment și tu totuși te gândești, stai domne, că bunul meu valora 16.000 de euro. Exact. Și atunci noi preferăm abordarea asta, e explicată clienților de la început, e reflectată și mergem pe multianual. Da? Adică în fiecare an, ea este procent din valoarea mașinii, care valoarea scade, natural fiind, că nu mai e valoarea de 9 și peste un an, și peste 2 și peste 3. Deci e o transparență totală. Asta înseamnă că piața, într-adevăr, s-a maturizat, lucrurile nu funcționau așa la începutul anilor 2000, nici nu prea mai puteai să schimbi. Atunci învăț eu de la tine. Bine, acum unii ziceau, domnule, de fapt asta e o găselniță a firmelor de leasing. Realitatea de multe ori era la mijloc, dar acum lucrurile sunt transparente. Pe piață sunt jucători foarte serioși și toți au oferte și soluții în care transparența joacă un rol foarte, foarte important. Din punctul meu de vedere s-au dus vremurile în care erau discuții despre stai că e un cost mascat, stai că e... lucrurile nu mai funcționează așa și dacă doresc să ai un business sustenabil și să construiești ceva solid și în care să acumulezi încredere prin ceea ce faci, efectiv. Trebuie să fie la vedere totul, pentru că și piața s-a maturizat și clienții și așteptările clienților sunt altele și lumea e mai educată și au fost multe situații și chiar și în ultima vreme în care piața a demonstrat că reacționează și mă gândesc mult la perioada de lockdown, de pandemie, în care absolut toți finanțatorii, bănci, companii de leasing au fost foarte suportivi cu clienții. A fost un moment greu atunci pentru mulți. Foarte greu, dar piața a reacționat extraordinar mă refer la piața bancară și piața de leasing financiar au reacționat foarte, foarte bine și Banca Națională și Guvernul toți s-au... Da, chiar, deci în perioada aceea în leasing practic s-au suspendat, la bănci știu ce s-a întâmplat. Da, și noi am mers pe același mecanism. Iar în grupul nostru chiar au apărut instrucțiuni de a susține clientela care întâmpină probleme cu câteva zile înainte de a apărea moratoriu și adică a fost un efort mare de a susține clienții și cred că au primit foarte bine aceste lucruri pentru că știți că rămăseseră niște reminescențe în 2008, din 2009 cu băncile. Acum nu a mai fost cazul. Au reacționat extraordinar de bine și au susținut clienții. Chiar realmente au susținut. Așa este. Recunosc că am vorbit aici la această masă cu Alin Iacob și mi-au spus că într-adevăr au venit niște reminescențe, niște probleme care erau nerezolvate din 2007, 2008, 2009. A trebuit să treacă un pic de timp pentru maturizarea pieței, să înțeleagă reciproc și clienții pe de-o parte și să citească, să fie mai atenți, să-și pună întrebări. Că de fapt dacă îți pui întrebări, dacă citești și îți pui întrebări, zici ok, stai un pic să înțeleg ce se întâmplă, ori dacă te bucuri doar mi-am luat casa, mi-am luat mașina și nu mă interesează nimic, s-a terminat. Apropo de nu mă interesează nimic și de dobânzi, dobânzile în leasing sunt fixe sau sunt variabile? Dobânzile la leasing, că există un cost, da? Pe care se pune acolo. El e fix sau e variabil? Cum funcționează în leasing? Cum decide clientul? Deci da, există oferte și pe dobânzi fixe și pe dobânzi variabile și
clientul poate solicita ce tip de dobândă dorește sau poate solicita o ofertă pe dobândă fixă sau pe dobândă variabilă. Da? Ultima vreme s-au înmulțit solicitările pe dobândă fixă, dar piața este pregătită pentru... Ultima vreme te referi pe dobândă fixă pentru că dobânzile au început să scadă și cumva de temerea că o iau iar în sus... Probabil. Dar probabil. De la caz la caz. Probabil, aici, da. Nu e... Sunt clienți care ne solicită în oglindă, da? Vreau și ofertă pentru dobândă fixă și pentru variabilă și noi suntem pregătiți și oferim pe amândouă, fără niciun fel. Și el își va alege ce consideră că e mai bine. Noi suntem confortabili cu ambele abordări. Da. Voi ca firmă de leasing, nu neapărat voi, firma de leasing în general, ea are de multe ori banii proprii, dar de cele mai multe ori ea apelează la un credit, nu are întotdeauna banii. Da? Și există niște condiții pe care le pune, adică o firmă de leasing și voi, cred că, și voi aveți parte din banii pe care îi aveți ca să plătiți mașinile în leasing, vorbesc de mașini, dar bunuri în general, le aveți cu credit, nu? Da. Deci asta este în oglindă și asta puneți pe masă clientului transparent vorbind. Da. Bun, deci asta e de știut că nu e aveți și voi o responsabilitate mare, că până la urmă nu toți banii sunt ai voștri proprii, sunt și banii băncilor care de regulă băncile. Firmele de leasing din 2006 nu pot emite obligațiuni decât către investitorii profesionali, n-au voie să atragă bani, bine, sunteți și IFN, n-aveți voie să atrageți bani de la populație, să atrageți depozite de la populație, deci trebuie să faceți rost de bani de cele mai multe probleme de la bănci finanțatoare. Da. Închidem cercul cu leasing-ul. Deci am stabilit cum se semnează contractul, cum se poate lua, deci se poate finanța și un bun second hand, dar cu atenție la durată și la evaluare, chiar și un bun nou. Se face un dosar cu documente pe care le cereți ca orice finanțator, ca să zic așa, sau poate e mult spus dosar, deci se face o analiză, se semnează contractul în funcție cu clientul foarte transparent legat de avans, legat de durată, de numărul de ani pentru leasing, de valoarea reziduală, ce se mai întâmplă, se face asigurarea, foarte utilă. Uite, o să-ți dau exemplu de asigurare, de ce a fost nevoie. Eu lucram în leasing, cum ți-am, la începuturile carierei mele și semnează cu reprezentantul de vânzări, cu utilizatorul, proces verbal de predare-primire și pleacă. Erau așa de bucuroși, îi vedeam de la, aveam birou la etajul 6 și îi vedeam în parcare și au ieșit în stradă și au intrat în tramvai cu mașina. Era tramvai pe mijlocul străzii și de la o bucurie nemărginită, dintr-o dată fața doamnei era plină de lacrimi. Practic era mașina nou-nouță și a intrat cu ea în tramvai. Doamne, era la volan. Accident și de asta ne protejăm și asigurăm. Bunurile. Da. Dacă îmi permit și că spuneai de dosar, dacă se face un dosar și sună puțin așa mai... Din alte timpuri, sună. Dosarul ăsta e din ce în ce mai subțire. Iar dacă vorbim de soluții digitale și compania noastră oferă o astfel de soluție de leasing financiar companiilor cu un singur asociat la momentul actual, dar soluția va fi scalată curând și pentru companii cu mai mulți asociați. Nu trebuie acel dosar. Totul online, adică totul se întâmplă online. Totul se întâmplă online. Uh-huh. Practic, în câteva minute ești capabil să îți alegi mașina și să o plătești. Da? Uh-huh. Okay. Deci s-a mers în zona aia. Ne luăm informații, da, în baza acordului pe care ne-l dai, interogăm baze de date și ne luăm datele de care avem nevoie ca să analizăm. Astfel încât în câteva minute suntem capabili să îți oferim plata bunului pe care ți-l dorești. Adică se poate întâmpla în câteva zile fără nicio problemă, nu? I-am zis în câteva minute. În câteva minute? În câteva minute. I-am zis în câteva minute. Da? Ok.
Bun. E o soluție inovatoare, este concepută și gândită de către echipa BCR Leasing. Am lucrat mult la ea. Am început să facem primele tranzacții. Vom scala curând soluția și către companii cu mai mulți asociați. După cum vom scala soluția și pentru alte tipuri de asset-uri, la momentul actual noi o marketăm ca fiind destinată achiziției prin sistem de leasing financiar a autoturismelor. Da. La autoturism mai e o particularitate și cred că închide în leasing auto. Vreau să vorbim un pic și de alte bunuri pe care le finanțați. Mașinile au două chei. A doua cheie rămâne la firma de leasing sau nu mai e această metodă? Iar vorbesc din începuturile leasingului. M-ai întrebat anterior și cu cărțile de identitate și cu a doua cheie. Am început să fiu mult mai deschiși în zona asta, da? Și eu zic că e ceva win-win, da? Pe de o parte este un efort mare pentru o companie să aibă grijă și de a doua cheie și de cărțile de identitate în original. Pe de altă parte și clientul, da? Tu dacă îți achiziționezi o mașină, sistem de leasing financiar, bănuiesc că eu vei da și soției tale să o conducă dacă dorește sau dacă nevoia o impune și atunci n-ai să spui stai că n-am numai o cheie, că a doua cheie la compania de leasing. No, lucrurile au devenit puțin mai legere din punctul ăsta de vedere. Noi avem alt gen de să zicem de abordare cu clienții noștri și ne luăm, analizăm clienții, da, din punct de vedere al bonităților, al istoricului, al previziunilor pe care le facem în baza informațiilor pe care le deținem sau bazelor de date pe care le-am interogat. Și atunci nu mai suntem atât de stricți în ceea ce privește a doua cheie sau cartea de identitate originală. Da? E clar că s-au schimbat lucrurile. Lucrurile se schimbă și evoluează și în sensul ăsta. Da? Bun. Cred că am atins principalele elemente ale unui contract de leasing. Când cei care ne ascultă vor să contracteze, există toate elementele, piață foarte transparentă, singura condiție, ca să zic așa, să aibă grijă să-și plătească rata la timp sau dacă are o vreo problemă să dea un telefon să găsească o soluție, pentru că altfel, altfel dacă rămâne doar problema la ei, firma de leasing nu știe. Cum e cu celelalte bunuri? Ce mai dați în leasing? Ce mai finanțează firmele de leasing în general, voi în special, în afară de mașini? Noi, începând de ceva ani în urmă, ne uităm cu atenție la piața echipamentelor. Eu consider o piață dinamică. Orice fel de echipament? Îți spuneam de acel catalog în care noi ne uităm, da, și așa, un astfel de catalog avem și pentru tipurile de echipamente pe care le finanțăm. E public acest catalog sau e? Nu, fiecare companie are niște criterii interne, dar te pot asigura că e o plajă largă de echipamente și sunt considerate bunuri standard. Da? Deci noi nu facem nicio excepție în ale finanța. Pur și simplu așa este modelul nostru de business și ne ducem în a finanța acele echipamente. Și îți voi da exemplu de trei domenii de activitate unde și noi suntem foarte activi. Și mă refer la construcții, da? Echipamente din zona construcțiilor, mă refer la echipamente din zona agribusiness-ului. Și mă refer aici eu sunt un mare suporter și un mare fan la echipamentele din domeniul medical.
Sunt domenii cu potențial foarte bun. Desigur, agricultura acum mai cu seceta mai sunt probabil că nu traversează o perioadă foarte bună, dar noi vom fi alături de clienții noștri și vom ajuta să depășească eventuale dificultăți pe care le au. Dar sunt domenii dinamice, pentru că dacă ne uităm la țara noastră, da, este nevoie de infrastructură, da, este nevoie de infrastructură rutieră, feroviară, de toate de orice. Și atunci constructorii trebuie să aibă dotările și echipamentele necesare pentru a face lucrările contractate. Da? Aici cred că discutăm de valori mai mari un pic. Da. Probabil da, că. Da. Okay. Ne uităm iarăși la domeniul medical. Da? Este un domeniu care este nevoie de tehnologie, este nevoie de a extinde, fie că vorbim de domeniul de stat sau, sau ce înseamnă inițiative private, cu siguranță, da. Adică un medic azi, dacă are un cabinet mititel, oraș, orășel, poate să-și ia echipamente necesare, gen ecograf, RMN-uri. Da. Soluția de leasing financiar este o soluție foarte facilă pentru ei. Vreau să fac o remarcă aici, că vorbim de echipamente și consider că este bine să o punctăm. Când vorbim de investiții complexe, da, care presupun și componente de real estate și, sume foarte mari și atunci e bine ca un antreprenor sau un investitor, e bine să discute cu o bancă. Da. Uh-huh. Pentru că acolo există o mai mare expertiză în a analiza investițiile și a fi sigur că acea investiție se implementează așa cum a fost gândită ea inițial, după cum o bancă are mult mai mare expertiză în genul de investiții greenfield și fi alături de un antreprenor sau de un investitor pe toată perioada implementării investiției, care este o perioadă grea pentru și mai lungă. Și mai banca lungă, ia un credit pe o durată mai lungă, da, exact, și lucrurile sunt mai... Apelăm la soluții de leasing atunci când avem o nevoie imediată care are legătură cu domeniul nostru de bază. Apelăm la soluții de leasing când, domnule, pe perioada derulării în investiție a apărut un echipament mai nou, poate e bine să-l luăm. Eficient. Da. Și sunt, deci recomandarea mea este pentru echipamente atunci când e vorba de o nevoie punctuală și nu neapărat este o investiție în care care se derulează pe perioadă mai lungă, care presupune alți pași de proces. 5 ani contractul de leasing de regulă, 5 ani, deci dacă vrei să-ți amortizezi ceva, să plătești ceva în 10 ani, soluția e un credit. Absolut, da, absolut. E, din punctul nostru de vedere, și noi avem o colaborare foarte bună cu colegii din noștri din BCR, că sunt componente pe care e bine să le finanțezi prin credit bancar, sunt componente de, pe care e bine, poate e bine să te gândești la un leasing financiar și sunt lucruri care se completează. Există situații în care poți lua un activ și prin credit și prin leasing, dar atunci intervine clientul și poate știe el mai bine ce e pentru el. Dar nu există în această zonă de finanțare a echipamentelor o concurență cu băncile, da? Depinde de investiție, de momentul pe care o faci, de valoarea ei, de perioada în care vrei să ramurezi. Sunt mai mulți factori. Acum, dacă vine cineva la voi cu o soluție care vouă vi se pare că e mai mult bancabilă decât de leasing, bineînțeles, noi lucrăm la bancă, că nu are rost să vă complicați. Nu, dar noi trimitem, intermediem noi asta. Da, intermediem. Noi lucrăm în echipe mixte cu colegii din bancă. Ei ne semnalizează un client atunci când are o nevoie de leasing. Noi le semnalizăm lor când este nevoie de poate să se uite cineva care e mai bun pe creditele de
investiții. Nu suntem echipați să mergem cu finanțarea noastră pe niște zone complexe. Da? Noi preferăm lucrurile mai simple, mai clare, nevoi punctuale acoperim. Da? Dar pe echipamente este o zonă foarte dinamică. Ți-am spus și de ce. Este nevoie de upgrade tehnologic în România. Da, este nevoie. Este nevoie de să fim competitivi. Da, este nevoie. Este nevoie să extindem capacități. Da, este nevoie. Și atunci e bine să ne gândim la și că poate și leasing financiar în anumite situații poate fi o soluție. Noi suntem activi în zonele astea de finanțare echipament și atunci dacă mă gândesc așa la cifrele pe care le am în minte la momentul ăsta și care sunt cifrele la jumătatea anului 2024, da. Cu anului curent, atunci cam 30 ceva la sută din expunerea noastră este în zona de echipamente. A, deci din totalul expunerii BCR Leasing, 30% e pe echipamente. Da, da, da. Mi-am adus aminte acum că îmi spuneai de echipamente, nu știu, avioanele, știu că aproape toate avioanele se iau în leasing. Noi ca strategie de grup nu suntem prezenți în zona de finanțare avion. E un domeniu pe care probabil trebuie să-l aprofundăm mai mult. Dar suntem prezenți, de exemplu, în zona de transport feroviar și suntem foarte activi. Adică ce anume în zona? Locomotive, de exemplu. Locomotive electrice. Suntem un jucător foarte bun în zona asta, da? Și foarte bun înseamnă așa, înseamnă că aveți experiență odată, da, că vă mișcați repede și că probabil că sunteți și ieftini. Nu intrăm în zona de costuri, că e o discuție care nu se poate și când un mare producător de locomotive, un mare producător de locomotive, atunci când s-a dus un important jucător din transportul feroviar din România să negocieze un contract de achiziție a celor locomotive și i-a întrebat și de o soluție de finanțare, da, el operând în România, acel producător i-a recomandat mergi la BCR Leasing fără ca noi să avem vreun agreement sau vreun, ci pur și simplu bazat pe experiențe anterioare. Este, eu zic, onorant pentru noi ca și există companie. Există producători de locomotive români sau sunt? Există, da? da și foarte bun, da. Există. Poți să dai nume? Eu nu știu, de asta te întreb. Dacă poți să dai... Există la Craiova. La Craiova? Da. Ok. Bun, și în domeniul medical, alt domeniu al echipamentelor, clar că e o nevoie, domeniul medical privat s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Da. E clar că cineva a susținut această dezvoltare, clar că astăzi... Mari jucători din zona asta din România sunt susținuți de grupuri financiar bancare puternice. Noi suntem foarte atenți și la orașe mai mici, orașe în care poate lucrurile se întâmplă mai târziu decât în orașele mari și suntem deschiși atunci când un medic stomatolog, de exemplu, vrea să-și doteze un cabinet stomatolog. Logic. Suntem deschiși atunci când, eu știu, un medic oftalmolog dorește să-și ia aparatură pentru propriul cabinet. Suntem deschiși atunci când vorbim de niște clinici care oferă tratament bolnavilor de cancer și finanțăm acele echipamente de radioterapie. Da? Deci... să dezvolte această zonă, e clar că era normal să vină din urmă să se dezvolte. Acum, sigur, cu leasing-ul sau cu creditul beneficiezi azi, cum spune un prieten de-al meu, zice, ți iei bunul azi și nu ți-l iei când ți-l permiți peste 7, 8, 9 sau cine știe câți ani. Deci beneficiezi de el de azi. Da. Important este că la momentul actual chiar există soluții. Dacă ești un antreprenor și eu sunt foarte atașat de zona asta de antreprenor român, pentru că eu am crescut între ei, am învățat foarte multe de la ei. Eu am lucrat înainte de a veni în leasing alături de
ei, pentru că segmentul țintă pe care îl coordonam erau IMM-urile, uh-huh. Da? Și atunci cunosc destul de bine și cunosc de la firul ierbii ce se confruntă și cât de mult am învățat eu de la, uh-huh. de la ei. Pentru compania antreprenoriale acum sunt soluții. Sunt soluții importante, să ai proiecte viabile, importante să te gândești la ce se întâmplă în viitor, să te gândești la zona de digitalizare a afacerii, să te gândești la zona de automatizare a unei afaceri, să te gândești la tot ce înseamnă universul ăsta al economiei verzi. Uh-huh. Da, și dacă mergi în zona asta, găsești soluții, găsești foarte multe și foarte bune. Există, da, în zona de echipamente și zona de IT, adică, nu știu, calculatoare, da, servere. Da, prin leasing se pot finanța și astfel de active și se pot finanța prin leasing și softuri. Aha, ok. Mai vreau să te întreb de două tipuri de leasing, de leasingul imobiliar. Dacă leasingul imobiliar, noi la momentul actual nu îl mai facem, nu suntem echipați pentru a face un astfel de leasing. Dacă avem solicitări, așa cum ți-am spus, mergem la colegii noștri din divizia de real estate a băncii, care sunt mult mai buni ca noi în așa ceva și știu mai bine business-ul ăsta. Uh-huh. E un domeniu aparte care comportă un alt tip de riscuri pe care noi nu suntem capabili să le ținem în control, dar o bancă are specialiști necesari în zona asta. Știu că nu mai sunt foarte multe de companii, știu că pe vremea ta erau multe care făceau leasing imobiliar, la momentul actual finanțarea real estate-ului este apanajul mai mult al băncilor. Și mai există o operațiune pe care o fac unele firme de leasing, numit leaseback. Sales and leaseback, da, facem și noi. Și da. Hai să povestim un pic așa ce înseamnă asta, ca să rămână... Păi tu dacă vrei, la un moment dat ai cumpărat un activ, da? Un activ, dar nu l-ai cumpărat, eu știu, cu... Un echipament, să zic. Un echipament. Și l-ai cumpărat în ultimul an de zile, da? Uh-huh. Ți-a oferit o oportunitate, aveai lichiditatea necesară pentru a-l cumpăra, te ajuta în ceea ce adică vrei un să... Ecograft, da, te ajuta un în ceea ce vrei să faci, poate era o promoție, da, uh-huh, la acel ecograf și trebuia rapid să-l plătești. Poți să vii la o companie de leasing financiar să îți lichidizezi. Adică vând bunul, da, vând echipamentul companiei de leasing la prețul de evaluare pe care îl stabilesc cu voi, că dacă nu convine prețul, nu vi-l vând. Da, exact. Și voi îmi dați mie banii. Noi îți dăm banii în contul curent, astfel încât tu să reintroduci în cash flow-ul tău și să nu te decapitalizezi. Asta e prima operațiune, prin care eu vă vând bunul și voi îmi dați banii. Separat, ca să-mi iau bunul înapoi, în leasing, trebuie să-l semnez un contract de leasing. Da. Și acolo și aici încep discuțiile comerciale în care zic ok, din 100 de lei cât era bunul, avans 20%, restul și așa mai departe, e discuție partea a doua de orice leasing financiar în cazul nostru. Deci leaseback-ul, sales and leaseback înseamnă că eu am un exemplu un ecograf, da, l-am luat la o promoție, să zic, mi-a dat toți banii. Noi ți-l cumpărăm și ți-l vindem ție prin leasing financiar. Prin leasing, ok. Da. Și la final contractului de leasing la valoarea reziduală, care e negociată de la bun început, se transferă bunul. Da. Mai vreau să atingem doar aspectul situației în care totuși contractul de leasing nu poate ajunge la final, clientul are probleme și diverse probleme și el nu mai poate să mai plătească și din păcate nici nu-și găsește
un, o persoană care să-i cedeze leasing-ul, ce se poate face? Dacă e de bună credință... Dacă e de bună credință, sunt soluții și îi preluăm noi activul și încercăm să-l vindem noi. Să-l vindeți voi, bun. Deci soluția... Deci clientul de bună credință care zice, am o problemă, exact, am o problemă, nu mai pot plăti. Este exact ceea ce îți spuneam, contează foarte mult, ai spus foarte bine, buna credință, contează foarte mult dialogul pe care îl ai, să comunici cu finanțatorul și se găsesc soluții amiabile. Nu este nevoie să se ajungă în diverse situații neplăcute și pentru client și pentru compania de leasing. Dar așa cum îți spuneam și scuză-mă că îmi continui ideea, aceste situații sunt marginale, ne confruntăm să spun că e o avalanșă de astfel solicitări. Nu. În general, lumea își duce la bun sfârșit cont. Și mai avem situația neplăcută, dar asta e, sunt oameni așa, de rea credință care nu plătesc și se inventează sau chiar există motive reale. Ce faceți? Știu, e contractul de leasing, e titlul executoriu, vă apucați și îl dați în judecată. Contractul de leasing e titlul executoriu și vă apucați și îl executați, asta este. Dar cei despre care vorbești nu sunt clienți. Nu sunt clienții. Ok, bine. Realitatea însă ne arată că există și cazuri de astea în viața reală. Nu sunt la voi pentru că faceți o triere bună și aveți un standard. Nu, dar când se întâmplă foarte rar, noi acționăm conform legilor în vigoare, nu ne abatem absolut nimic de la... Adică omul pierde bunul, practic, dacă ești de bună credință și vii și zici, uite, am plătit un an de zile, hai să vedem dacă am șansă, ies calcule să-mi dați niște bani apoi că nu mai pot plăti, dar dacă voi luați în urma unui proces, în urma unui litigiu, sigur că lucrurile se stabilesc de instanță. Absolut, instanța, dacă ajungem în litigiu, instanța este cea care decide și noi ne dorim să nu ajungem în astfel de situații pentru că sunt neconfortabile și costisitoare și pentru client și pentru companie. Da, asta e. Cea mai bună soluție aceea de a veni să spui am problema asta din diverse motive, nu mai am veniturile alea, am cheltuieli mai mari, nu mai pot plăti. Okay, e vorba de comunicare, e vorba de educație, e vorba de educație financiară și acum toți finanțatorii sunt deschise în a asculta clienții și a încerca să îi consilieze cum e mai bine să procedeze, inclusiv noi ca și BCR Leasing, urmând așa linia grupului nostru care eu zic că a făcut lucruri extraordinare în domeniul educației financiare, dar peste 1 milion de oameni de la noi, din concetățeni, au asistat la cursurile noastre de educație financiară făcute de către colegi din grupul BCR. Acțiuni voluntare. Să ne înțelegem, da? Colegii noștri acționează voluntar, da? În afara orelor de program. Și urmând și noi ne-am propus să facem mai mult decât leasing financiar și vrem și noi să fim un fel de leasing advisor pentru clienții noștri. Da, și atunci discutăm despre leasing, da? Discutăm cu ei cum e mai bine, mai ales atunci când vedem clienți care poate nu au mai avut vreun contract de leasing, poate sunt mai puțin experimentați cu ce presupune acest contract de leasing. Iar asta am testat-o foarte bine când vorbeam de leasing pentru echipamente, pentru că totodată mai propun neam noi unui client când auzeam, uite, eu mi-aș lua, mi-aș lua o combină. Păi vină încoace că ți-o finanțez eu. Și se poate, normal. Da, e încetățenit leasing-ul auto, el l-a explodat. Exact. Și în continuare, marea majoritate a oamenilor, când spun leasing, primul cuvânt asociat este auto. Da. E ceva aici, cred că mai e această interacțiune de înscrierea mașinii la poliție, de RAR, sunt operațiuni pe care le faceți voi sau le face clientul?
Nu, le facem noi. Le faceți voi. Deci asta este o luare de bătaie de cap de pe umerii clientului, care el zice, ok, eu vă trimit eventual online, cum ai spus. Matricularea chiar o facem noi. Noi lucrăm cu companii partenere care acționează în numele nostru. Uh-huh. Îi selectăm foarte atent și oferă servicii foarte bune. Deci foarte în matricularea, numere, totul se întâmplă de către voi. Da, practic. Clientul e pleacă cu cheia, ca să zic așa. Cu cheia, cu numere, cu dacă și alege ce cum numere vrea. Mi-aduc aminte pe vremuri la leasing, la începuturile leasingului, mașina avea, dacă contractul leasing era pe 5 ani și era în anul 2001 și scria pe numărul de la mașină, îți scria când se termină leasingul, deci în 2006 și aveai 06 și an și luna 12. Nu mai este cazul. Nu mai e cazul, acum nu mai există așa, deci mi-aduc aminte că practic era o altă bătaie de cap, că ok, stai că se termină leasingul. Azi se termină leasingul, s-a făcut o factură din partea voastră, o factură de transfer de proprietate, se dau, ce se mai dă? Se mai dă, cred că, deci factura, se mai dă ceva, stai că nu știu ce, se mai dă la transferul auto. Și te-ai dus cu factura la fisc, obligatoriu, atenție, dragilor, în 30 de zile trebuie să înregistrați mașina, după ce s-a primit factura, deci 30 de zile de la data emiterii facturii și după înscrierea la fisc, practic mai e pasul 2 la poliție, unde recunosc și eu am fost în poza asta cu vreo un an și jumătate, lucrurile merg foarte, foarte ușor. Adică și la fisc e foarte simplu și la poliție poți să te programezi online, mi se pare un mare... Este drumul firesc spre bine și spre modernizare a societății, pentru că atunci când și instituțiile statului contribuie, și sunt deschise și adoptă tehnologia, atunci lucrurile nu au decât evoluat, cum să arate. A evoluat poliția, a evoluat pașapoartele, ți-aduce aminte cum era, când stăteai la poze, acum se face online, certificatele fiscale. Și cât stai la pașapoarte, că stai cred că un minut acolo, două minute. Imediat totul este foarte rapid, ca și la poliție, la înmatriculări, te duci, te programezi online, cu câte zile vezi exact, deci cred că am stat 5 minute cu totul și așa. Da. Voiam să te întreb un aspect legat de motociclete. Am văzut că aveți ceva promoții legate de motociclete, de leasing-ul. Da, sunt motociclete electrice. Aha, sunt motociclete electrice. Noi suntem mari fani în a finanța active nepoluante. Aha, și avem și o zonă cu deci motociclete electrice și avem și promoții cu un important producător de motociclete. Da. Poți să-l spui? Adică nu e nicio... Da, aș prefera să nu. Mie îmi place să vorbesc despre BCR Leasing. Despre BCR Leasing. Da. Cred că am atins leasing-ul în general, am atins procesul efectiv care se întâmplă de la semnare până la final, până la transfer. Și pentru că ne apropiem și de final, vreau să te întreb cum se vede educația financiară prin ochii directorului general una din cele mai mari firme de leasing din România? Eu zic că, în primul rând, când vorbim de educație financiară, e bine să fim informați. Da? Iar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, la mesajele principalelor grupuri financiare bancare, la mesajele băncii naționale. Eu, ca și membru al echipei grupului BCR, eu zic că lucrurile sunt pe un drum bun. În continuare mai sunt încă lucruri de făcut, dar este bine ca noi să vorbim despre bani fără a considera ca fiind un subiect tabu, fără a ne fi rușine, să considerăm că e un subiect firesc și pentru a preveni lucruri care se pot întâmpla și neplăcute, este bine să avem grijă de banii noștri, iar când nu suntem siguri că facem ceva bine cu ei, e bine să apelăm la
cineva care știe poate mai multe lucruri despre bani sau a văzut mai multe lucruri despre bani. Și eu zic că acum în grupurile financiar-bancare se găsesc specialiști pentru a oferi un sfat bun. O ultimă întrebare legată de, e o curiozitate personală, citește lumea contractul de leasing? Sau noi îi rugăm pe toți clienții noștri să citească contractele de leasing. De altfel, dacă este să mă uit la un contract de leasing, el în primul rând are niște clauze care se subscriu legislației. Da, legislație în vigoare. E normal. Da? Doi, are clauze care protejează părțile, da? În afara celor din legislație. De unde vin ele? De unde vin ele? Vin din experiență. Da? Din experiență. Noi suntem foarte atenți la feedback-ul clienților noștri. Și câteodată au fost situații și ne-au spus, domne, uite clauza asta, nu știu, mi se pare că e puțin exagerată. Da, și poate era puțin exagerată. Sau, uite, clauza asta nu înțeleg. Ok, o reformulăm, da? Astfel încât să... Și periodic ne uităm, colectăm feedback-urile clienților, ele pot fi acum colectate și de către colega noastră, Lea, de care îți spuneam. Colega virtuală, da? E o performeră foarte valoroasă. Și atunci ne uităm și ajustăm clauzele contractuale, astfel încât ele să nu nască fel de discuții. Da? Deci, ca să mă întorc, lumea, voi rugați pe client să citească, realitatea e că unii citesc, unii nu citesc, nu? Sau... Pe măsură ce lumea devine mai educată financiar, că vorbeam de educație financiară, da, pe măsură ce este mai informată, pe măsură ce știe mai multe lucruri, atunci este și firesc să își citească contractul. Da. Te-am întrebat și te-am întrebat lucrul acesta pentru că eu am cunoscut foarte mulți oameni care n-au citit niciun contract, au știut ok, cât era atâta și altceva, nimic, după care realitatea contractului spune din viața reală, da, din experiențele pe care le-ați trăit și voi, și clar că o firmă de leasing are mult mai multă experiență decât un utilizator care poate e la începutul contractului, că sunt situații care sunt prevăzute acolo, care sunt trăite de voi și care sunt reglementate și cel mai simplu e să citești contractul. Știu că nu e ușor, știu că nu e un contract de o jumătate de pagină, că e un contract de regulă care, da, trebuie să atingă situațiile prevăzute de lege, dar nu numai, ci și drepturile și obligațiile fiecarei părți, dar șanse e. Noi ce am făcut în zona asta și am lucrat mult la undeva prin 2020-2021, ce am făcut. Noi am luat principalele clauze sau cele care, eu știu, pot da naștere la discuții cu clientul și le-am pus în ofertă, da? Și am încercat să le comprimăm, să le facem foarte ușor de înțeles, astfel încât un client, din momentul în care acceptă oferta noastră, el știe ce trebuie să facă. Esența contractului de leasing. Mi se pare o dovadă de transparență. Mi se pare un act de fair play față de clienți, de respect, astfel încât el să cunoască din stadiul de ofertă cam care sunt condițiile contractului. Nu să descopere în momentul în care are o problemă, să descopere că stai, domnule, că eu n-am știut de asta. Și din punctul ăsta de vedere, știi cum era la începuturile tale,
rulai un Excel și dădeai clientului un Excel, Excel așa, da, și vedea acolo rate și cam mai era tot. Nu. Acum să zicem că oferta este un pic mai complexă, are două pagini, dar acolo găsești cele mai importante, da, lucruri. Da. Și e și ușor și pentru un finanțator, că din momentul în care clientul îți acceptă oferta, lucrurile merg altfel. Da? Ne mișcăm mai repede, că vorbeai că trebuie să ne mișcăm repede, vorbeam la înainte de a începe, da? Ne mișcăm repede și dacă clientul se uită cu atenție pe ofertă, dacă are vreo nelămurire să ne întrebe, pentru că noi pornim procesul din momentul acceptării ofertei, iar procesul nostru poate fi și mai scurt dacă clienții ne ajută. Da. Da. Și ca să închei, un element, într-adevăr, un atu al firmelor de leasing este acela al vitezei de reacție. Da. Pentru mine față de alte soluții de finanțare, exact, care exact, sunt, exact, nu, exact, da, am discutat. Exact. Da. Eu o să-ți dau din casă acum, da, că e un subiect care m-a pasionat și mă pasionează. Văzând în bancă lucruri bune care s-au făcut și proiectele pe care erau implementate acolo, când am venit în compania de leasing, am împrumutat lucruri bune pe care le-am văzut în bancă și împreună cu colegii mei ne-am uitat foarte atent pe acest proces de finanțare. Dar ce ne doream noi de la acest proces? Să avem un timp de reacție scurt, da? Da? Deci operăm cu doi indicatori, se numește time to yes, time to pay, time to yes, cât îi dai, timpul în care îi dai răspunsul clientului, și asta ne l-am dorit să fie cât mai comprimat, cât mai comprimat. Cât e de regulă așa, că tot am... Păi la momentul actual o medie, da? E undeva la 2,7 zile. Vorbesc de medie, medie. Pentru că dacă vorbesc de ceea ce facem noi în digital, e câteva minute. Câteva minute. Da. Mă exclu ceea ce e în aplicația noastră IBC Realism, da, și media la momentul actual de timpul nostru de răspuns e undeva la 2,7 zile. Când am venit în companie era undeva la 16 zile și ceva. 16 zile. Da, pentru că vorbim și de expuneri mari, adică care depășesc puvoarul pe IBC Realism și ajung prin bancă. Deci, la asta ne-am uitat, pentru că din experiența pe care ți-am mărturisit-o în mijlocul antreprenorilor, mi-am dat seama că viteza de reacție este probabil cea mai arzătoare solicitare a lor. Viteza de reacție. Viteza de reacție. Da. Așa este, îți confirm. Da. Vlad, nu pot decât să-ți mulțumesc că am intrat în tainele leasingului financiar în principal, și nu numai auto, ci și de echipamente. Te mai aștept aici să mai discutăm despre leasing și nu numai. Dragilor, mulțumindu-le partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și Transport Trade Services, vă doresc toate cele bune și până data viitoare toate cele bune și Vlad, încă o dată, mulțumiri că ai fost alături de... Și eu vă mulțumesc foarte mult și succes în continuare. Mulțumesc! Toate cele bune!